La șapte secole de la moarte și de la terminarea, în 1321, a comediei sale botezate de Giovanni Boccaccio pentru veșnicie, la Divina Comedia, Florentinul Dante Alighieri, supranumit Summo Poeta, adică poetul cel mai mare, continua să trăiască. Divina comedie, aparent o scriere medievală despre infern, purgatoriu și paradis, este o alegorie a lumii, atât a celei de dincoace, cât mai ales a celei de dincolo. Ghidul lui Dante în periplul său este marele poet roman Virgiliu și apoi Beatrice, muza și iubita florentinului. Personajele mitologice, istorice și contemporane lui Dante care populează opera aceasta sunt o expresie a universului uman de oriunde și de oricând. Comedia ne dezvelește acest univers al lui Dante prin infern, purgatoriu și paradis, explicându-ne bine lumea de la 1300 cu aspirația ei spre mântuire și cu atașamentul nețărmurit al oamenilor de atunci față de credință și de biserică, zdruncinate amândouă deja, ușor, de amurgul evului mediu, de adierile umanismului renașterii și de limba italiană literară născândă care înlocuia limba latină. Cultura română l-a iubit și îl iubește pe Dante aproape la fel ca cea italiană. Românii se regăsesc în această scriere. Mesajul lui Dante se potrivește sufletului omenesc din orice timp. Contemporanul nostru actorul Roberto Benigni traversează Italia din când în când și recită versuri din Dante nu numai în săl de spectacole pline, ci și în piețe imense, cu mii de oameni. După 700 de ani de la marea sa trecere, cum ar zice Blaga, Dante este împreună cu noi și ne arată calea.